în copilărie, toți mă știau drept băiatul a cărui mamă fugise cu un neamț. Ziua în care a plecat a fost ca oricare alta, o dimineață obișnuită. Atunci când mama picta, purta o pălărie de paie. Am venit să o tot pe nume Gayatri Sen. Încă, tată, în sfârșit! Mă vei ajuta, te rog! Da, desigur, cu ce? Trebuie să mă uit la 1000 de dansuri. Sunt complet pierdută! Te ajut, te ajut! Mulțumesc! O să iau o foarfecă și o să stai tot părul ăsta. Și după aia o să-ți arunc toate agrafele. Ce legătură are cu asta? Tu chiar îmi ții mie teorii despre autoritate și respect? Doar pentru că am stat întâlnit cu niște prieteni? Prieteni? Ăștia-s prietenii tăi? Doamnelor și domnilor, pentru următorul număr am nevoie de voluntar. Dumneavoastră. Nu, o doamnă de viță nu are ce căuta într-un ring de circ. Dispar, miroși îngrozitor. Mama! Mama! Mami! Da, mama era specială. N-am ce să scriu în testament. N-am ce să las în urma mea, doar copacii și amintirile mele. Noi suntem faptele noastre? Sau suntem însemnările pe care le lăsăm după noi? Și o să stai tot părul ăla și o să-ți arunc toate agrafele. Ce legătură are cu asta? Tu chiar îmi ții autoritate?